Salutare, dragi prieteni, și la mulți ani, întrucât este prima noastră întâlnire din acest an pe canalul de YouTube Gigant Fiștin. În luna noiembrie anului trecut, împreună cu prietenul meu și membru canalului Costin Stanciu, am participat la unul dintre cele mai frumoase concursuri de spinning din barcă din Delta Dunării, concurs ce a fost găzduit de Complexul Lebăda din Crișan și organizat de clubul de spinning Aquamania, și la care am reușit, echipa Gigant Fish a reușit să termine pe podium. La acest concurs au participat în jur de 80 de echipe, atâtea doi pescari, și a fost o experiență unică. La acest concurs am trăit cele mai frumoase clipe din toată activitatea noastră de pescari. Au fost momente în care am trecut de la agonie la extaz, cu multă încărcătură, cu mulți nervi, cu mult stres, dar și cu multe bucurii. Iar peștii pe care am reușit să-i prindem au fost cei mai valoroși pești și cele mai apreciate capturi. Dar mai întâi de toate aș vrea să vă spun și despre regulamentul concursului. Concursul s-a desfășurat în două zile, de la ora 8 la ora 16, iar speciile vizate au fost șalăul, știuca, avatul și bibanul. Dimensiunile minime punctabile la acest concurs au fost pentru șalău, știucă și avat 40 cm, iar bibanul puncta de la 25 cm în sus. Punctau cei mai mari 4 pești din fiecare specie, iar pentru fiecare set de 4 pești din specia respectivă se primeau 100 de puncte bonus plus punctele transformate din dimensiunea peștilor, adică un șalău de 40 cm însemna 40 de puncte, 4 șalăi de 40 cm însemna 160 de puncte, plus cele 100 de puncte bonus. Deci pentru a avea pretenții la acest concurs era absolut necesar prinderea celor 4 pești din fiecare specie pentru a lua cele 400 de puncte bonus. Pe durata desfășurării concursului, fiecare embarcațiune trebuia echipată cu minim o cameră de luat vederi. Această cameră se punea la plecarea din Dana de la Lebăda și se mai oprea la întoarcere, seara la întoarcere. În momentul în care prindeai un pește, acesta trebuia filmat, fotografiat și urcat în aplicație. Deci noi practic în fiecare moment știam pe ce loc ne clasăm, evoluția adversarilor noștri, ce pești au prins ei, pe ce loc se află, știam absolut orice în timp real. Pentru acest concurs ne-am pregătit cu foarte mult timp înainte. Costin a venit la mine cu 2 săptămâni înainte. Am ieșit pe locuri de pescuit în căutarea peștilor vizați la acest concurs. Am pescuit cam toată delta, dar situația se schimba de la zi la zi. Practic, într-o zi mergeam, dădeam de pește grupat într-un loc, prindeam, peste câteva zile mergeam și nu mai reușeam să prindem nimic pe acel loc. Ca și strategie de concurs, împreună cu Costin am hotărât ca în prima zi să pescuim pe Dunăre, la șalău și avat, iar în a doua zi să mergem pe lacuri să pescuim știuca și bibanul. Cele mai mari bătăi de cap în prima zi ne-au dat șalăi, oarecum, iar în a doua zi bibanul de 25 cm a fost o adevărată pacoste. Ne-am chinuit foarte mult să capturăm acei bibani. Prindeam biban după biban, dar sub 25 cm, 24, 24,5. Dar nu vă zic mai multe, haideți să urmăriți desfășurarea întregului concurs, așa cum a fost el în barca Gigant Fish. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place.
E locul următor, imediat e. Aici altă părere. Nu, asta e, e ok, nu? Adică mai mult dat pentru șalău, uite, piatră, piatră. Mai mult dat pentru șalău, piatră. Lasă-mă să pășim. Ăsta e pragoadă. Ăsta e pragoadă. Deci, mai intrăm pe plată. Uite, stai aici în față la asta. Acum intrăm pe plată. Acum, deci din un metru. Nu, no, ia. Piatră, piatră. Căderea asta e așa interesant. Păi, da, vreau să spun. Și acum căderea mică. Asta e cea mai bună cădere. Jos. Asta e căderea. Uite, uite. Sunt în primul epiu, fii atent. În primul epiu sunt. Ei sunt. Și mai e cădere? Ba da, mai vine una. Să vezi la următoarea. Eu am prins și la urmă. Ia da. Uite, ia uite. Uite, uite. Ia uite, doi sunt, uite, unu, doi. Ei văzut, nu? Deci ăsta aici sunt? Eu știu unde? Când ai zis că ai salvat poziția aici pe gata. Poză. A venit poza. A venit? Da. Portocaliu sus, da? Între 10 și 20. Și începem, nu? Între 10 și 20. Portocaliu? Da. Gata, hai. Ia de aici. Hai la treabă. Hai. Poziția sticker între 10 și 20, partea sus, culoare portocaliu, suntem bine. Aha, uite, mi-a venit și mie sus asta. E ora 8, îi dăm drumul, da? Da. Așa? Sau n-am arcat bine? Ba da, e foarte bine. Ia să vedem, prima aruncătură, primul șalău. Hai, Doamne ajută. Ia să vedem ce se întâmplă. Are pasă. Să știi că are pasă. Așa, uite atunci, prime. Ia. Ciucu? Ce e? Nu, 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 nu era. Nu-i de micio? Da. Da? Da, da, da. Da, 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 da.
Bravo, Costin. Hai că stai punctabil. Dar vezi că lângă barcă, s-a mai dat lângă barcă aici. Bă, nimic, te-i bătai tu, lasă-mi scoate. Punctabil. Mi-e joc? Da, da. Lasă. De ce mă rog? Mă rog, așa rog cu ăsta. Are 40? Are, are. Hai, ocupă-te tu că trebuie să... Are. Stai. Se vadă și potul și tot. Acum vin de sus. Nu, stai. A. Nu, n-ai văzut. Ce-a făcut? Uite acum. Ia uite, uite pe poză. Ce poză ce? Ia, 41, se vede? Ia, dă-i pe filmare, vezi fie filmare să nu fie poză. Video. Capura numărul 1, șalou, 41 de centimetri. 41 de centimetri, eliberare. Prima captură. Mergem sus acolo? Ne întoarcem, dacă nu face treabă. Tu n-am ce treabă, la Macara? Da. Okay. La Macara dăm și la Vați, hai să facem. Când ne întoarcem. Ai luat? Da. Mare? Nu, tot ăsta. Uite, poate că e mic, auzi. Să fie 40 o buză. Are 40 ăsta. Cum mă, n-are 40? Are, sigur. Hai. Ia, n-are. Ia, e bun. Bine. Ia, vezi, s-a încărcat în aplicație. Hai că mai dau o dată și mergem. Uite dacă s-a încărcat, dacă e ok. Cu să ai și alea. Oh, dar e frumos. Dacă fi vreo Ia. Ia ales. Tot din sus, de sus, de acolo. Ia ce frumos. Da. Nu. 50. Și al doilea pește al concursului.
Oho, frumos. Ia mai, ia mai. Da? Ia uite, uite la apod. Se vede, da? Dai, dai drumul ușor. A doua captură de astăzi. Eliberare, abat. 52 de 52. Hai, hai. Hai, poate nu s-a încărcat pe. Păi nu, că eram 51, n-are cum să fie. Aha, cum? L-am luat. E un costan, doar un pește, nu? Păi, mai dă-i un refresh. Am mai luat unul? Oh, frumos! Are 60. De ce nu al treilea abat? Da. L-a luat? Dă-i un refresh, mă. Da, dar nu pot să-i dau refresh. Hai, lasă-mă, lasă. Hai că îl primăm și după aia mai punem o dată, nu-i problemă. Hai să mă ajuți. Imediat. Trebuie să-ți scoatem aia? Da, da. Ia uite, că închise. Uite, vezi? Hei. Hai, îl zoom-o, Costi. Da, da? Ia. Nu, 55. Ia, păi și eliberarea și... Dar filmează pe la, pe la. A treia captură. Avate... 55. 55 cu eliberare. Sus, 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 sus în barcă. Sus în barcă, de nu scăpăm, bă. Așa, Costin. Patra captură. Ia, e ce trebuie. Stai așa, Costin. Captura numărul 4, știu că de 47 de centimetri. Și eliberarea. Pitic.
A, era bine. Pe alea trei locuri, e imposibil să nu luăm. Alea acolo, unde am luat? Pe ăla, unde am dat prima oară la lemne, acolo se și vedeau. Aici nici nu se văd. Unde am dat la lemne. Cum să mergem acolo? Păi hai să luăm avații. Unde sunt avații? Hai să dăm unul din noi, hai, dai da, tu la... Da, da. Dai tu la avat, la ce vrei să dai? Da, 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 la ce vrei tu, cum vrei, așa face. Dau la avat, eu dai tu la șelău. Hai, dă să dai eu cât. Hai că dă-i un pic. Avat? Nu, un pic, dar uite, om aici. Dacă... Dacă facem avații, plecăm acolo, că acolo nu știu de avat, n-am de... Nu, nu, eu poți aduce aici, în zona asta. Nu, 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 acolo, acolo cu asta. Așa, stau departe cu asta. Acolo, zona asta, că de... Ia minciocul. Ia minciocul frumos. Minciocul la delicat. Stai. Stai. N-are nimic. Nu. Creștere? Da, da. Al treilea avat. Hai bun, că e frumos. Stai să facem să aibă 49. Ia, stai așa. Eu zic că e mic. Stai să-mi fac și o poză. Hai și eliberare. Ia, s-a făcut. Era așa? Era lipit, nu? Uite acum. Uite, fă-i acum, o să comenteze. Mie mi-a dat un pește. Da. Ce, al către ăsta, al patrulea, nu? Nu, al treilea avat. Al cincilea pește. Mhm, hai. Captura 5. Al treilea avat. Al 3. Cât avea? 49? Hai să mai pun. 49, parcă. 49. Da, 49 cm. Eliberare. Zătoare. Hai,
încă unul repede și ne-am băgat pe șale. Aici stau bandiții, vezi? Te, dar ce... Ia uite, bă, ce ratare m-am luat de mine. Da, mă, dar trebuie să mai prind și eu câte un vrei, tu nu mai tu, tu, bă, toți. Lasă să fac și eu unul în listă, mă, Mariane, bă. Lasă că tu îi patru mii bani. Lasă-mi ce bară o să iau. A, s-a postit. Tu e captura cea mai mare și 4.000 bani. Ce vrei? Mai mult. Bă, da, ce-a dat, dar n-am fost atent. Dar când el cântă, Bulagiu, știi ce fac, mă? Uite. Ah! De două ori. Și asta era frumos. Pune 4, 5, 6, că de acolo, acolo stai. Acolo, acolo spre... Stai că se are domnul. Abatul numărul 4, am făcut seria. Avem unul mic, trebuie să mai ciugulim. Da, 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 mai dăm, mai dăm. Care e ăsta? Abatul numărul 4. Au, ce frumos. Cât are? 50. Da, dar ăla nu e. 51. Hai să fac 51. Să nu comenteze. Băi, am zis că... Fărmă de 50. Captura 6. Păi filmează, nu? Captura 6. Afatul numărul 4. Da? Deci, pe eliberare. De 50? De 50 de acolo, 50, nu? 50, da. Ăla-i. Ce? Ăla-i, că mănâncă pe culorile astea. Ia să-i pun și eu spike-i. 24. Îi pun și eu spike-i. Gata, m-am liniștit. Nu mai sunt tensionat deloc. 3 pești până de seară. Să ne facem target-ul, restul e bonus. 6. Să face și știuc. Pe ce loc sunt? Bine, acum. Pe 10. Da? Pe 10, cu 6 pești. Locul ăla acolo te dădeam. Ține avut... De unde aruncă? Între cele două EP-uri, nu? Mm? De unde aruncă? Da. Cât era aici? 28. I-am dat 3 lei, dar ei mi-a fost schimb. Da.
mare trebuie. Mi-am dat cu 21 de euro. Că ești tu că și frumoasă, că nu mi-a dat pe cădere. Ia ăla, repede ca să... Bagă. Și alu. Mă, Costin. Salut, punctabil. Ia țin un pic, să-l dezleg de aici. Desgăt. Așa-i luam în partea aici, luam mai mare. Uite, prima aruncătură. Cât are? 45. Stai așa. 46. Păi... Hai că-i 46. Nu de asta. Ești 37 asta, nu? Dar nu ți-a dat sac, nici nu ai simțit, e? Pe, nu știu, pe cădere, nu știu, n-am simțit că îi dau cu 32 de gram. Șalău numărul 2. Șalău numărul 2, peștele numărul... 46. Da? E pe filmare, da? Peștele numărul 40 până peștele numărul 7. Ui. Și eliberarea. Ai zoom, Costin, aveai tu încredere în locul ăsta. Locul ăsta are pește. Are pește, Costin. Șalău 47, nu? 46. Nu, 46. Costin, n-aveai încredere în asta. N-am zis, măi, Doamne, ferește-mă, că n-am încredere. Vrei să sunt puțin dat peste cap, într-adevăr, că nu... Costin, suntem o echipă, am prins amândoi. Nu ai ieșit tu pește azi. N-are nimic. Dar normal că suntem echipă. Păi... Ce pasă? Cam ales, nu? Pe căderea aia a dat, mă, de-aia nu l-am simțit. Că așteptam să cadă și atunci, pe căderea aia mai mare a dat. Nu plec în laștică? Plecăm undeva, hai să vedem. Hai să vedem ce se... Ia să pun un 28, 3 pe zi, hai să se întâmplă. Dacă noi mai luăm acolo șalău, 2 șalăi, noi trebuie să plecăm să facem știu ce. Sau bibanii, bă. Acolo, direct la noi, în cartier. Dau cu ăsta. Hai să luăm și după aia vorbim. Ce? Hai să luăm și după aia. Vedem. Gata, deci nici nu se pune plasă. Uite așa, încolo, 10 metri, dar până pe aici merge dat. Așa, perfect. Și 5-10 metri mai în dreapta și mai în mal. Zona aia toată trebuie săpată. Acolo, aici avem mai cu platou? Nu, platou e mai jos. La următor, nu? Și asta nu? Și asta are platou un metru, dintr-un metru în 3 și iar vine platou de 3 și după aia nu. Este.
Jalău. Păi hai acolo, hai că frumos. Acolo, 40. Lasă-l. Ba, cred că este, ia să. Nu este, nu este. E 40. Eu cred că este. Nu aici. Sub măsură. 39. Cum l-ai luat? Tu la barca aici? Nu, nu. Unde ești? Nepunctabilă. Noi cu 2 șalei acum trecem pe primul loc. Pe punctajul real. Adică cu bonusul cu tot. Bonus? Pe astăzi. Bonus cu tot și cu știu că în plus trecem pe primul loc. De aici și până acolo pierdem degeaba traseul ăsta, că nu e toată structura aia, nu era aici. E mai la vale? Da, eu cred că e mai bine mai la vale, dacă nu te super. Dăm un gol. E? Nu ne-am înțeat. S-a luat? Da, da. Încă? Încă? S-a luat, dai mic. Nu, nu, nu trage, trebuie să luat. Lasă că să luat, pot că o fie. Să-i zic bani. De mic. Am simțit ciocănelul. Nu, 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 n
Aha, e bună la că e micuț. Ce? E bună shadow-ul ăla că e mai micuț și palindu. Ești șorul ăsta? Aha. Da, nu știu. Păi cred că e și prima dată. Nu, cred că a fost prima, prima oară a fost shadow. Eu nu mă supăr să iau 4 de turi, păi... și acum acasă nu mai poate într-o mulia. Mi-a luat-o din mână. Alo, a? N-am agățat târziu, m-am dat la primul nas care mi l-a dat. Ce e? E aici. Ei se plimbă, coboară pe platourile astea, se hrănesc. Dacă vrei, trebuie să mergi și la Nufăr, la Nufăr, acolo, la Sfântul. Mergem acolo, dăm jumătate de oră acolo. Și după aia mai venim, dăm jumătate de oră pe fiecare loc. Eu cred că aici se activează unde sunt. Acolo dacă dă, trebuie să rămânem până la 4 acum. Da, păi dacă nu... Și dacă nu dă... Dacă nu dă, ce dracu? Atunci cu tine am prins șalubă, nu mai știu. Acolo? Da. Nu. N-am prins, da? Am prins, știu că avat... Niște ciopic de la mic am prins. Eu zic că aici se activează. Adică cum am luat... Doi am luat aici, doi... Hai bă că l-am luat și eu punctabil. Punctabil? Da. Ușor, ușor, ușor. Sper. Îl tragi tare. Dacă n-o fi... Chibace. Mă apucă spumele, bă. M-au disperat ăsta. Iată, bă, eram 37. Nepunctabilă. Nu, lucrăm aici, ultima oară. Cât e ceas? 13:35. Lucrăm jumătate. Hai, câte jumătate de oră pe fiecare loc? Sunt 5 locuri. Hai, nu! Jumătate de oră pe fiecare loc. Dar locul e tot cu gura, madre. Bă, dacă nu mai luăm 2 șalei, putem să plecăm acasă. Păi asta vrem astăzi, nu așa am zis? Ce ți-am zis-o că mie de șalei? Am zis pe George că s-au schimbat. Ia, băi, salut, am mai luat? Cum ne-am prins să ne pe noi degeaba? Da, mă uit. Păi nu, că asta e planul. Numai de oră pe fiecare loc și scoate la loc. Dorescu a trecut pe primul loc cu 6 la urmă. Pe cum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, știu ce? Avați 1, 2, 3, 4, 5 avați și șalău.
da? Ai văzut cum s-a dus vârful în jos? Pe șalău dai, nu? Ce se întâmplă acolo? Da, bine? Da, da. Dar e ceva, nu pune gura, nu? Hai mai de dată. Merge jumate ora acolo unde am. Unde am prins eu pe la mare data trecută? Mai sus. Unde am prins și unul mic azi. Mai jos, cam pe unde e plancarda aia. Hai, dar ce sec a fost. Ce sec, uite. Hai mă, hai mă, cum se poate. Așa ai aruncat? Da, da. Ha? Da, da. Mamă, dar ce sec, uf. Așa, bravo! Nu e mic, mă rog. Nu mai scot, femeie? Mă rog, ce... Am spus azi, la dată. Ce... A, da. L-ai avut? Da. Și era, era mic, punctat? Mic, mic. Dar nu te crezi cu ce. Nu punctabil. Mi-a spus la azi, da, mă. Nu punctabil, da? Dar l-ai mulinat, ai avut ceva o perioadă? Bă, ce sută! Ce e asta? Prima trăsătură clară pe ziua de azi. Parcă m-ai prins viață în tine. Hai, hai, uite și la mine. Ai luat? Da. Mare? Da? Nu știu. Nu știu dacă e. E, e mărunt, dar nu știu dacă e acolo de punctat. Cred că da. Ia ăla, ia miciocul. Alo, mă! Hai, hai, hai! Păi da? Stai că vine, vine ăștia. Este bun. Este bun. Bine, bine, mă. Hai, hai. Bine, mă, mai bine, mă. 41 chiar. 41. Stai să-i fac și o poză. Se vadă? Nu, 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 stai așa. Ok. Hai că se poate. E dat? Bin. Da. Shallow 41. Shallow, al treilea shallow, 41 de centimetri cu eliberare. Costin, se poate, hai. Hai, hai că se poate, ți-am zis că e. Acum, shallow. Hai.
Aoleu. Stai jos, stai jos, mi-e tot de asta. Că se aduc eu un șalui meu. Stai jos, stai jos. 41, da? Da, da. Pe ce loc? Suntem pe locul 20, dar dacă luăm un pește, ne ducem iară pe locul 10. Păi da, și punctele bonus. Hai, hai Costin, hai că se poate. Știi că ești rea de pe tort, nu? Tu. Ce zici tu? Da, tu ești rea de pe tort. Acum pe tortul ăsta care l-am creat asta, să ne duce reașa cu ochi. Hai! Îți dai seama că-s concentrat. A fost ziua mea azi, băi, Maria. A fost tătuc azi. Hai, hai, duce reașa. Hai cu minciuc. Ha? Hai cu minciuc. Nu dacă e. Hai că e. Acolo, nu e, nu e. Ia el. Nu e. Ne mai trebuie un șalău să facem setul de 4 și nu reușim punctabil, are 38. Hai, hai, continuăm. E groasă treaba dacă nu prindem. Că nu știm, mă, termină cum să nu prindem. Nu știm mâine ce să facem. Mai zic o dată? Hmm? Să mai zic o dată, poate trebuie. Bă, dar nu mai dă un țac, mă. Mergem? Hai să vedem și acolo. Două locuri mai avem. Șalău, uite, ai văzut, scrie go? Șalău scrie acum. Dune-mă, dune-mă acolo unde sună șalău. Deci acum era plața, mi-ai explicat repede ca să nu fac lucrul ăsta. Nu, dă-i de-a lungul bărci. Dar nu, cum era, prag sau aveam platformă? Avem acolo așa, așa, iar gropiță, iar se ridică, coboară, se ridică în față. 32? Nu, nu, e mult. 28 de. Eu să-i pun și aici am dat cu 21. Dar azi am luat cu 28 aici.
Disperat suntem, ne mai trebuie un șalău. Acum alea, uite Costin. Aulă, dar prea departe, între sălțile astea două parcă erau, nu? 24 încercă. Cât ai dat acum? 28, 24 cred că e bun. Și simți? Și dimineața la fel, am luat, adică din spatele bărce. Da, e aproape, foarte aproape. Și ați luat dat? A dat? Uite-l! Ce morții, mă, de dară! Uite aici, la parcă. Este? Toate păcatele vieții mele. Stai ușor, te rog, frumos. Ești frumos, ție! Stai să-l ia până acolo. Stai să-l mărgeți, mă. Bine, băi! Bine, băi, Mărine! Are, bă! Ia ce vorbim! Stai și... Am luat! Haide! Mamă, ce... Ne-am îndeplinit! Stai, mă! Stai! 46! Stai! Lasă-l să relaxeze! Și întinde-l puțin! Stai că-l facem 47! Stai, că e lasă să zbat. Lasă-l. Așa. Cât are? 47. Stai, că nu e. Ah. Nu e 4. Lasă-l un pic. Lasă. Nu, el e încordat tare. Bă, trebuie să se vadă și aia. S-au văzut în poze toate alea. Care? Asta. Da. Îi facem așa și gata. 46 are, da? 47. 7. 47. Nu, că ți-l dă înapoi. Ia. Gata. 46. Uite-l acum. Uite-l acum. Hai să-i fac. 47. E reușit? Uite. Ia vezi, mărește. Uite-te, Marian. Marian, uite-te la aici. Uite la linie. Lasă că nu mă uit. Ia. Uite la linie aici. Gata, mă, e. Stai. Mamă, îmi tremură picioarele. 20 de minute înainte, 23 de minute. Hai să-l și filmăm. Sal? Uite-l acum. Hai să mai fac un dat. Uite-l acum. L-ai făcut acum? Da, eu l-am frică zic. Eliberarea? Ha. A fost șalău 47 de centimetri. Eliberare. Cu eliberare. Al patrulea șalău. Și am încheiat. Și am încheiat. Că a făcut ăsta cât tot șalăi. De repede. Cât tot șalăi a făcut. Hai că eu despun astea. De repede, să vedem ce se vezi cu tencat. Gambler-ul ăsta-l bag. Gambler-ul ăsta-l bag, mă. Mi-a zis că ești rău de pe torță. Bă, cât de supărat am fost, cât de fericit sunt. Am luat puncte 147 cu jalău. Nu, era groasă. Ia mă să vedem să...
Bravo, măi, Mărine, măi! Bravo, mă, f***, gamblerile astea! Strategia noastră, este pe relaxare, am luat al patrulea șalău! Avem set de patru avați, set de patru șalăi. Am luat cu un sfert de oră înainte să cheie mașa. După o luptă... Nu mai speram. După o luptă crâncenă, am luat... Cosim cireașa de pe tort. Doamne, cât de supărat am fost. Numai gherla a fost toată ziua. Primul pește. Primul pește cu 20 de minute am făcut cât toți. Cireașa de pe tort. Bine! Dă-i zi, mă, că s-a încărcat. Filmarea e? Ia uite. Da, filmarea pe eliberare, vezi dacă... 9 pești trebuie să avem. Vezi dacă e că nu... 9 pești, nici nu contează, zic că suntem în primii 10. N-are, primii 10 suntem. A apărut 9 pești? Nu știu. Nu suntem, suntem mult mai bine. Ia uite. Nu, diseară, că acum nu o să fim. Ești mai pe... Nu, mă, pești, pești. Uite, mă, avem 1000 de puncte făcut numai din știu și cât de... Câți pești? 8? 9? Ce? Nu l-am încărcat. Nu l-am încărcat. Vin cu staciu, 9 pești. Da? Uite, mă. 6, dar noi suntem pe bune cu ei, uite. 4 afați, o știucă, 4 șalei, boss. Ce vorbești, mă? Auzi? Păi suntem corespunzători, mă, tătuți. Și mai avem 200 de puncte, noi avem 600 și ceva de puncte. Pe real, ăla de pe primul loc, 1000 și ceva, are 400, deci tu ce... Băi, s-a încărcat unul la tine, la mine nu merge. Cum, mă, dacă ți-am arătat 9 pești, 4 și tu ce? Ia. Deci 20 și... Deci, 4 șalei, 4 avați și eu știu că... E acolo, în față, el. Ce dracu a prins el? Are 9 știuci și 2, 4, 5 pipani, deci... Are... Ei n-au nimic, mă, noi de seara suntem păi pompă! Dar are bivanii făcuți? Da. Vorbim cu el, zic... Mai pot ce parcă... Hai, mă, strânge, nu mai am chef să dau. Nu mai eram, mă, și cum eram tensionat... Pulise, nu mai pot, Mariane, nu mai, lasă, mă. Eram atât de supărat, bă, dar câtă achirlă să dă... Dar n-am dat în viața mea atâta achirlă, dă-le... Stai, stăm un pic, să ne revenim, că aici da, mai da. Avem un sfert de oră. Eu strâng ăsta, să... Ia să-i zic lui Cota, că am luat. Doamne, îți mulțumesc! Cât de păcătos sunt, mi l-ai dat să-mi păl păcatele zilei de azi. Ia vezi, e filmarea ultima. Da, mă, da? Ești. Nicola, am luat! Costina a luat, cireașa de pe tort. Bravo, bravo. Câte gher a dat Costin? Cum mai gher l-au fost azi toate zile? El n-a prins niciunul. N-a prins niciunul, eu am prins aia 7, 8 am prins. Ca pe ce știu că și consigui în ultima, i-am zis băieți cu cirașa de pe tort. Și l-a luat, mă, ultimul. Suntem sigur în primii 10 suntem de seară, după mai, ce mai bine, cred. Suntem în primii 5. De seară suntem în primii 5. Ate clasament, cum arată? Da, de seară nu-i zice, da. Bine! Plus 200 de puncte. Hai, hai, hai. Atât s-a putut, 600 și ceva de puncte în prima zi. Ce bine! Bun, nu mai avem treabă, o să trebuie să ne strângem. Lasă că ajungem la... Tine? Lasă, a? Aruncă-l în cutie. Thank you.
Revăzând aceste imagini și editându-le de vreo 3 zile, iar amintat în febra și emoțiile concursului. Așa cum ați putut vedea, în prima zi de pescuit am reușit cu mare emoție să ne atingem targetul pe care ne l-am propus pentru prima zi, și anume capturarea celor 4 pești din speciile avat și jaleu. Cireașa de pe tort a fost Costin, care a reușit să prindă cu 20 de minute înainte de final, și cel de-al patrulea șalău, după care a zis explozia de bucurie care a urmat. A fost așa o descărcare a tuturor emoțiilor, tot stresul parcă ne-a descărcat și ne-am descătușat efectiv. Apoi a urmat o seară superbă la Lebăda, unde ne-am întâlnit cu toți participanții, unde am schimbat impresii despre prima manșă. Și bineînțeles, au urmat discuțiile cu Costin legat de strategia din a doua manșă, adică capturarea celorlalte două specii de pești, câte 4 exemplare din fiecare, din 4 bibani și 4 ștuci, bineînțeles, gândindu-ne să fie cât mai mari. După o noapte plină de frământări, ne-am trezit dize dimineață, și a început cea a doua manșă în care am pescuit pe lacurile din nordul deltei Dunării, dar vă las urmăriți și cea a doua manșă a concursului. Dar nu dăm cutiile și o spune rig la sus mai bine? Păi să prindem. Bani, ia mișor, ia ăla, ia repede, ia repede. Hai, hai. Da? Bravo! Ce frumoși, bă, la 30! Ia uita ce tipă, nu știu! Arată la cameră, arată la cameră. Nu știu, n-aia, n-aia. Uite ce tipă, nu știu. Dă-l.
captura numărul 1 de biban, 31 de centimetri, manșa a doua, început de manșa a doua. Eliberare. Ia să-l dau. Pare aici. Alunecă, este. Stai. Bă, că n-are nicio treabă. Asta. Ia, stai aici. 44. Nu, e că nu e. 44. Nu. Uite, nu e, uite că pleacă de. De-i 44. Știu că 42 de ce. 43? 43, scuze, e. 43 de ce. 43. Eliberare. Nu vezi că nu dă niciun biban aici, nici mic, nici mare. Ia uite că e bun. Stai cu bagul să facem un bol. Să se numește doar. Ați văzut. Oh, e... Nu știam ce s-a întâmplat, deci am zis că am luat ceva baroc. Am închis tu, da? Sau nu? Avem. Și aia mea, și aia ta? Da. Are? Da, are? O pune cu cea mai mare. Arăta?
Da, cu asta supără. Știu că a patru luată mașa a doua, al patrulea pește pe ziua de azi, știu că 42 pentru bonus. 42. Vă sunt dacă le ia? Bă, știu că e iar, bă. Uite. Ce? L-ai luat? Julian? Da. O fi și bun? Cred că da. Vezi, mă chem la așa. Marian, dă-o mai în față, că și mie mi-a dat țac. Este sau nu e? Cât avea? 23. Altă? Era biban? Da. Frumos? Au gubele astea, bă. Ești cam nebun.
A, și ăsta e mare schimb. Stau un venit peste tine. Peste tine, Marian? Nu. Ha? Nu. Ia zi-mi, băi, 25. Nu, e. Cred că ăsta. Exact cum a picat. Nu. Hai bă, că are 25 asta. Bă, dă la p***. Ia. Cum a picat acolo? Lasă că stă-mi bine, ești, bă. N-are, mă. N-are, mă, că nu. Nici mai spremat. Asta mă gândeam și eu. Stai și-i dau spremal întâi. Stai, te-ai spremat, trebuie să nu urcă nici locul pe poate. Păi asta, poate e aici. Ia uite. Este? Este și frumos. Nu știu că. Nu, e bivan. Ia să-l aici. Nu. Ba. Ăsta cred că are. A, are un. Ăsta are un. Uite. Stai, mă, hai. Stai, mă. Nu, că nu-i făcut, mă. Uite. Gata. Pibanul 2, 26 cm eliberare. Cât de ceasă? 11.23. A, hai mă, că vin. Back in business. Auzi, hai să ca să stăm aici la carne. A? La carne. Tu unde dai? Unde o țin? Ai văzut, unde e? Jigodia. Mai trebuia să pui vreo ștucă, ceva? Dar la fica mi, stai mă să nu mergem. Da? N-am luat, și tot mare. Aia ștucă, f***. Ia vezi, mă, ăla. Hai, mă, te rog eu. Stai. N-avea ăla, nu? Nu, îți pare? Are. N-are. Are. N-are, mă. Mai măsură? N-are rost. Biban? N-are, mă. Nu s-a pus mai lungă. Thank you.
Știucă? Decât 40. Cât are? 20. Acolo s-au mutat. Unde? În golful ăla. E a doua aruncare, al doilea, dar mă rog. Așa, acolo. Au plecat vivale de aici. Nu vrei, mă, să-ți dai drumul. Venit acolo vipanii? Păi să vedem, fie. Hai mă, să prinde, să prinde.
Are? Punctabil. Bă, ăla-i, mă, bine. Ești bun, bă, bă. Mărine, ești bun, bă. Al treilea biban. Al treilea biban punctabil, ia, sigur. Este, mă. Stai să fac și eu o poză. Aha, lasă-l să relaxe. Nu, nu, nu. 26, lasă-l. Uite-l acum. Stai, stai, e făcut, ia, vezi, să iasă. Tipanul numărul 3, 26 de centimetri, manșa 3-a, cu eliberat. Acum l-am tu. Dar unde s-a dus în gura măsii? Uite, altul. Te-ai zis că acolo. Acolo i-am luat gura trecută. Ai încă unul ca să... Ia să vezi că am terminat cu vipani. Da, am terminat. Hai rapid, lasă. Hai rapid, că vă trebuie să acolo. Ieși un pic mai în larg, nu? Nu, lăscă pic. Păi nu, am un ghiuzghiș ăla intrat în papură. Uite că de acolo l-am luat. Ia uite. Uite, să acolo. Uite, l-am luat și e frumos. Ieși în larg, uite, nu pot să. Hai, mă, oare am terminat cu ei? Am terminat cu ei, bă? Am terminat? Da, hai să mergem. Am terminat cu tine și poți. Dă-i un pic în larg. Larg, da? Un pic. 24 de centimetri, din fapt. Un pic în larg, hai să fie acolo. Hai! Să-i dăm sau să se sperie? A? Să-i dăm sau se sperie? Unde să-i dăm? Mai acolo, la mă? Mai acolo, că n-ai vrut să-l faci până aici. Asta zic. Și l-am luat de lângă dintir. Nu larg, adică? Da. A? Marian, în larg? A? În larg, adică? Nu de lângă dintir, decât lângă plasă, dar și. Adică nu...
ce moștucă de asta la pipa? Nu. O ștucă mare. Ia mincioc. Hai să schimbăm ștucă asta. Hai, du-te. Da. Ia mincioc. Bagă repede. Bibanul l-ai pus al treilea? Era un trei bani. 32, 6. Nu este? 47. 47 cu eliberare. Hai mă, până la 3. O oră jumătate, dăm pe ștucă în continuu. Eu dau cu link, poate vine un biban. Și poate luăm și ștucă. După aia mai venim o oră pe locurile astea și asta e. Zi! Nu mai avem un biban. Thank you.
peste. Thank you.
bani. Bravo. Da. Cred că am prins al patrulea bibar. Ia să vedem. Asta e. Este! Bate cum, este! Hai! Hai cu scupui pozele. Ultimul biban, 25 de centimetri, eliberare. Hai, mi-au mâncat zilele, picatul mi-a mâncat bibanul ăsta. Bravo, Marian. Aruncă să fie viu, să trăiască, să crească. Închide partidul. Cel era așa foarte simplu, mă, că uite, vii, când ai de el, am mai dat bata aici, stii ca mai tati, n-am avut totul putut. Știu că 45, manșa a doua. Filmează, mă, sau e pe poze? Da, filmează. 45, nu? Thank you.
Când vine? Caș pe eliberare, știu că... 46. Eforturile lor vor fi răsplătite cu două vouchere de la Mare Pescar în valoare de 100 de euro fiecare și produse oferite de Abu Garcia și Berkeley, iar acest loc a fost ocupat de Marian Mincu și Constantin Stanciu. Dacă nu mă înșel, cel puțin Marian, fiind cunoscător al Dunării. La mine, aici. Și așa am reușit să terminăm unul dintre cele mai frumoase și bine organizate concursuri de spinning în Delta Dunării și de aceea vreau să mulțumesc organizatorilor, adică clubului de spinning Aquamania și tuturor sponsorilor acestui concurs. În urma verificării imaginilor de pe cardurile concurenților, echipa Gigant Fish într-un final s-a clasat pe locul 7 la acest eveniment. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și lui partenerului meu, Costin Sanciu, pentru participarea alături de mine la acest concurs. Totodată aș vrea să-i mulțumesc și prietenului meu Gigi Moroiu de la Givadi România, importator al unor branduri renumite în România, branduri de pescuit, cum ar fi Trabuco, Raptur, PKK, Momoi și multe altele. Lui vreau să-i mulțumesc pentru că m-a introdus în febra concursului și anume de el am fost invitat la primul concurs de spinning în Delta Dunării. La început am mers, nu am fost foarte, foarte încântat, dar
Gigi, vreau să te anunț că injecția mi-ai făcut-o și cu siguranță nu voi mai lipsi de la niciun eveniment de acest fel în Delta Dunării. Deja știu, următorul este în iunie, apoi în octombrie, noiembrie. Aceste concursuri sunt organizate tot de clubul Aquamania și de clubul Delta Spin. Deci vă anunț că voi fi prezent și la următoarele evenimente. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și magazinul Total Fishing, care este mereu aproape de canal și susține activitatea canalului, practic. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sper că acest episod să încurajeze cât mai mulți pescari să participe la un astfel de concurs de pescuit, unde veți trăi cele mai frumoase momente din activitatea de pescar. Până data viitoare, eu vă doresc fir întins, sănătate, numai bine!